Aș vrea să continui mesajul de dimineață din 1 Ioan capitolul 5, am citit tot acest capitol. Voi recapitula câteva lucruri. În capitolul acesta sunt cele două mărturii ale biruinței creștine, mărturia personală și mărturia providențială. Mărturia personală, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre mărturisirea oamenilor și mărturisirea lui Dumnezeu în versetul 9, din 1 Ioan 5, dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Dimineața am vorbit despre mărturia personală sau mărturia umană, care are de-a face cu credința, versetul 1, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Apoi versetele 4 și 5, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Prima componentă a mărturiei personale este credința. Prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu se naște credința, și prin credința din inimă și mărturisirea cu gura se capătă mântuire. Este credința mântuitoare, însă trebuie să mergem mai departe. Credința biruitoare are de-a face cu dragostea. Versetul 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu stă în poruncile Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Când suntem născuți din nou, când suntem duhovnicești, poruncile Lui Dumnezeu sunt o desfătare, o plăcere, cum spunea psalmistul. Pentru omul firesc, poruncile Lui Dumnezeu sunt o corvoadă, sunt o povară, întotdeauna fuge de ele și le bagă la categoria legalism. Uite că vreau să spun lucrul ăsta în seara asta. Trebuie să fim foarte, foarte atenți când îi ascultăm pe oameni, pentru că vorbele lor par interesante și apelează la firea pământească. Ori de câte ori le vorbim despre stilul de viață, despre stilul de îmbrăcăminte, despre lucruri care țin de etică, de moralitate, de comportare și de purtare, ne aruncă în zona legalismului, uitând că Apostolul Pavel și Scriptura vorbește împotriva legalismului ritual, ceremonial al legii. Niciodată Pavel nu face din har o licență al unui comportament, a unei îmbrăcăminte, vestimentații, a unui stil de viață desmățat. Nu. Din contră, legea morală a fost înăsprită, ați auzit în lege, dar eu vă spun, și legea caritabilă a fost întărită, dacă le faceți altora, mie mi le faceți. De aceea să avem foarte mare grijă că dragostea lui Dumnezeu are porunci, dragostea care este poruncită de Dumnezeu, că e o poruncă, vă dau o poruncă nouă, nu? Este o poruncă a poruncilor. Putem face declarații de dragoste lui Dumnezeu de dimineață până seara și nu valorează doi bani dacă nu îi împlinim poruncile. Bineînțeles, credința combinată cu dragostea, care înseamnă păzirea poruncilor, produc o stare de neprihănire. Și la versetul 16, la versetul 21, am citit despre păcatele care duc la moarte și sau păcatele care nu duc la moarte și păcatul care duce la moarte. Și v-am spus foarte clar că păcatele care nu duc la moarte sunt păcatele pe care le mărturisim și le părăsim prin pocăință. Păcatul, unul singur, e suficient să ne ducă la moarte dacă nu îl mărturisim și nu îl părăsim și nu ne pocăim de el. Devine un stil de viață în viața noastră. Așa trebuie să fim foarte atenți, pentru că există foarte multe teologii care ne spun că sunt păcate
irelevante, fără consecințe. Dragii mei, cea mai mică minciună te poate duce în iad, dacă trăiești în minciună. Mincinoșii și cei ce trăiesc în minciună. Orice păcat de care nu te pocăiești duce la lepădarea de credință, pentru că ce înseamnă lepădarea de credință? De dragul cui te lepezi de credință? Dima m-a părăsit din dragoste pentru lumea de acum. Și care este diferența dintre biserică și lume, între viața creștină și viața lumească? Este această mentalitate cu privire la păcat. Lumea nu numai că nu condamnă păcatul, îl îmbrățișează, una din lucrările Duhului Sfânt a fost să convingă lumea cu privire la păcat. Mărturia personală a creștinului se leagă de credință prin faptul că îl proclamă pe Domnul Iisus Hristos ca fiul al lui Dumnezeu, ca mântuitor al lui personal, dragostea de Dumnezeu și de aproapele, care se validează reciproc. Dacă citiți în pasajul acesta, veți vedea, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin faptul că îl iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile lui, probăm, dovedim că îl iubim pe Dumnezeu prin faptul că iubim pe aproapele. Dragostea de Dumnezeu și de aproapele se validează reciproc, dar creează starea de neprihănire sau mântuirea biruitoare. Nu numai mântuirea generică, credința care ne dă mântuire, ci aceea care ne face să biruim păcatul, așa după cum Hristos l-a biruit la cruce. Credința, dragostea și neprihănirea sunt mărturiile sau parte din mărturia personală. Nu putem să declarăm că suntem ai Domnului dacă nu trăim o viață curată, sfântă și neprihănită. Ei, există mărturia lui Dumnezeu care e mai mare decât mărturia oamenilor. Și pasajul acesta ne vorbește despre trei ingrediente ale mărturiei providențiale. Am vorbit despre cele ale mărturiei personale, care sunt ingredientele mărturiei providențiale. În primul rând, botezul cu Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt. Este o mărturie providențială în viața noastră, de care avem nevoie. În versetul 10, cuvântul Domnului spune: cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El, în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și acum, ascultați ce spune la versetul 6, la versetul 9. Ca să vedem care este numitorul comun al martorilor din cer și de pe pământ. Versetul 6 din 1 Ioan 5. El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul, este vorba de Duhul Sfânt, este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă este Duhul adevărului. Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul sau Fiul și Duhul Sfânt. Și acești trei una sunt. Și trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa, care este cuvântul propovăduit, și sângele, care este prețul plătit de Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Duhul, apa și sângele. Și acești trei sunt una în mărturisirea lor. Care este numitorul comun al mărturiei din cer și de pe pământ? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mărturisește în cer și mărturisește de 2000 de ani pe pământ. Biblia vorbește despre mărturisirea cu gura. Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura, ceea ce Dumnezeu ne-a dat pentru mărturie sau mărturisire este limba. Foarte mulți pun întrebarea de ce proclamăm ca semn inițial al botezului cu Duhul Sfânt vorbirea în limbi. Este o lucrare biblică. Cum? Vreau să clarific un lucru înainte să spun alt lucru. Pentru că
foarte mulți merg la rădăcina botezului cu Duhul Sfânt și proclamă că în ziua cinzecimii s-a vorbit în limbi cunoscute. Cei care au fost prezenți au auzit pe ucenici vorbindu-le în limbile lor. Și au rămas complet șocați de lucrul acesta, oamenii aceia nu vorbeau limbile lor, și lucrul acesta a fost o mărturie pentru ei. În 1 Corinteni este descrisă pe larg lucrarea Duhului Sfânt. În capitolul 12 ni se vorbește despre darurile Duhului Sfânt, în capitolul 13 despre dragoste, roada Duhului Sfânt și în capitolul 14 despre rânduiala Duhului Sfânt. Și în capitolul 14 ni se spune la un moment dat că limbile sunt un semn nu pentru cei credincioși, ci pentru cei necredincioși, vă rog să rețineți. Deci vorbirea în limbi nu este un semn pentru pocăiți, pentru credincioși, ci pentru necredincioși. Dar tot în 1 Corinteni, capitolul 14, spune: dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să ceară tălmăcire. Citesc tot din 1 Corinteni 14, de la versetul 13. De aceea cine vorbește în altă limbă, să se roage să aibă și darul să tălmăcească. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altminte, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum va răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu știe ce spui? Numai dacă ascultați versetul 23. După ce în versetul 22 spune: limbile sunt un semn nu pentru credincioși, ci pentru cei necredincioși, versetul 23 spune: dacă s-ar aduna toată biserica la un loc și toți ar vorbi în alte limbi și ar intra și din cei fără daruri sau necredincioși, n-ar zice ei că sunteți nebuni. Se contrazice Pavel? Nu. Este vorba de două feluri de limbi. 1 Corinteni 13 spune: dacă aș vorbi în limbi omenești sau îngerești. Limbile cunoscute sunt un semn pentru necredincioși. Pentru că dacă intră unul între noi, spune aici, și se vorbește în limba lui, exact cum s-a întâmplat la cinzecime, omul acela, spune Biblia, va cădea cu fața la pământ, pentru că tainele inimii lui sunt descoperite, și va mărturisi că, într-adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru. Nu zice că sunteți nebuni. Când limbile au nevoie de tălmăcire, și este echivalentul prorociei, sau persoana care vorbește în limbi face din lucrarea aceasta ceva personal, pentru zidire personală, atunci când este vorba de vorbiri în limbi neînțelese, îngerești, dumnezeiești, pe care oamenii nu le înțeleg, atunci este nevoie de tălmăcirea limbilor. Deci, limbile cunoscute sau tălmăcite, ca să devină cunoscute, sunt un semn pentru necredincioși. Fără tălmăcirea limbilor, vorbind în limbi necunoscute, îngerești, și netălmăcite, este o experiență de zidire personală. Și acum, din ce cauză? Vorbirea în limbi este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt. Este vorba de ecuația biblică pe care o găsim în epistola lui Iacov. În epistola lui Iacov ni se spune că limba este mădularul cheie al moralității și al stăpânirii noastre. Încă de la capitolul 1,
Mi se spune că dacă cineva nu își înfrânează limba, versetul 26, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Deci, iată, religia, credința, neprihănirea, stăpânirea sau înfrânarea începe cu limba. Și în capitolul 3 citim că dacă cineva și-ar stăpâni limba, ar fi desăvârșit. Ar avea putere să se înfrâneze și să aibă stăpânire asupra oricărei ispite, fără să-l afecteze. Atât de important este să înfrânăm limba noastră, să controlăm limba noastră. Ei, lucrarea Duhului Sfânt este foarte complexă. Pentru că facem apel la Vechiul Legământ, la Vechiul Testament, îl găsim pe Duhul Sfânt la lucru, îl găsim pe Duhul Sfânt la lucru în afara cadrului botezului darurilor Duhului Sfânt. Bineînțeles că atunci când vorbim de Duhul Sfânt, vorbim de roada Duhului Sfânt, care se vede în comportamentul nostru, între care este și înfrânarea. Sunt trei feluri în care Duhul Sfânt a lucrat în istorie. A lucrat prin însuflare sau inspirație. Și citim despre David, însuflat de Duhul Sfânt, inspirat de Duhul Sfânt, spunând: Domnul a zis Domnului meu, șez până voi pune sub picioarele tale toți dușmanii tăi. David a introdus conceptul Trinității în psalm, pe care el nu l-a priceput, pe care Israelul nu l-a putut primi. Un Dumnezeu care vorbește cu Dumnezeu. Domnul a zis Domnului meu. N-au realizat și n-a realizat nici el ce a spus, dar a spus însuflat de Duhul Sfânt, în poezia lui, în psalmul lui. Aceasta este însuflarea Duhului Sfânt. Biblia spune mânați de Duhul Sfânt. Au prorocit despre lucruri pe care nu le-au înțeles, le-au așteptat, le-au dorit, dar nu au avut harul să le vadă. Dar au vorbit despre ele însuflați, inspirați. Este inspirația Duhului Sfânt. A doua metodă prin care Duhul Sfânt lucrează este iluminarea Duhului Sfânt, care îi face pe oameni să înțeleagă mântuirea, să înțeleagă jertfa Domnului Iisus Hristos, să înțeleagă planul lui Dumnezeu. Fratele păstor Adi vorbea mai devreme de inteligența sau înțelepciunea Duhului. Oameni nu de neam ales, spune Apostolul Pavel, nu sunt între voi mulți din aceia, nu sunt mulți cu erudiție în sensul înțelepciunii lumii, dar acestora Dumnezeu le-a descoperit tainele împărăției și le înțeleg. Și Biblia spune că mintea oamenilor este acoperită ca de un văl de cel rău, ca să nu înțeleagă harul lui Dumnezeu. Dar din când în când, când este dat vălul la o parte, când Duhul Sfânt face lumină în capetele noastre și în inimile noastre, dintr-o dată înțelegem lucrarea pe care Dumnezeu o face. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a venit să strălucească în lumea aceasta adevărul lui Dumnezeu. Duhul este adevărul. Și Duhul are în sine lumina și capacitatea de a-l face pe om să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. Deci, este metoda iluminării. Iată de ce sunt oameni care vorbesc cu multă înțelepciune din cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu au experimentat botezul cu Duhul Sfânt. Vă aduc aminte de Apollo. Biblia spune că Apollo era tare în Scripturi și demonstra cu Scripturile Vechiului Testament că Iisus este Hristosul. Apollo înțelegea planul de mântuire și înțelegea despre Domnul Iisus Hristos că este Mântuitor. Aquila și Priscila l-au luat deoparte și l-au învățat mai cu deamăruntul calea Domnului, adică mai în adâncime, și îl vedem dintr-o dată pe Apollo, care nu prin erudiție, era tare în Scripturi, acum spune, dovedea cu putere că Iisus este Hristosul. Ce s-a întâmplat cu Apollo? A avut experiența, că atât îi mai lipsea. Dacă era tare în Scripturi și îi mai lipsea ceva, era neprihănit, era predicator,
era cu vază. Care era acel amănunt al credinței? Tocmai puterea, tocmai botezul cu Duhul Sfânt. El cunoștea botezul lui Ioan, el cunoștea credința, o aplica lui Mesia, Domnul Iisus Hristos, dar avea nevoie de umplerea cu Duhul Sfânt. Este metoda iluminării și apoi metoda instaurării, când Duhul Sfânt se așează în noi, devenim templul Duhului Sfânt, are locuință în noi și când intră în noi, nu intră doar ca musafir, nu intră doar ca inspector, ci ca rezident permanent și mai mult ca stăpân. Pentru că în Roman capitolul 8 spune că cei care sunt ai lui Hristos umblă cârmuiți de Duhul și umblă după lucrurile Duhului. Nu poți, vreau să vă spun că Duhul Sfânt, doar dacă este acceptat ca Domn în inimile noastre, este stăpân și ne conduce și ne călăuzește și ne controlează. În mod voluntar trebuie să cedăm controlul, pentru că spune Biblia că avem o singură alegere la dispoziția noastră. Ne alegem stăpânul, pe Dumnezeu sau, în mod automat, rămâne partea cealaltă, diavolul. Toată lumea zace în cel rău, spune aici în versetul 19. Dragii mei, Duhul Sfânt nu conduce în mod teleghidat. Nu conduce în mod teleghidat. Noi suntem mașini teleghidate. Noi nu suntem roboți. Duhul Sfânt conduce prin instaurare, când se așează pe tronul inimii noastre. Și primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt când se instaurează ca stăpân în trupurile noastre, ca să devină trupul templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt și trupul de care se folosește Duhul Sfânt, că Domnului s-a dat un trup, mi-ai pregătit un trup. Duhul Sfânt n-a primit un trup ca al nostru în care să trăiască, cum a făcut-o Domnul, ci a primit trupul bisericii și trupul fiecărui credincios ca Duhul Sfânt să se instaureze și să cârmuiască acea viață. Și în momentul în care Duhul Sfânt s-a instaurat în noi, primul lucru pe care îl face, mărturisește și mărturisește cu gura celui pe care îl stăpânește. Mărturia omului este în baptistier. Declară public credința din inimă. Și prin credința din inimă și mărturisirea cu gura, el își declară nașterea din nou și faptul că îi aparține lui Dumnezeu. Și declarația lui este foarte importantă, potrivit 1 Ioan 5. Urmează ca Duhul Sfânt să ia în stăpânire trupul credinciosului convertit și născut din nou și după cum primul lucru pe care îl face un convertit după ce a crezut e să mărturisească cu gura, același lucru îl face Duhul Sfânt când ia în stăpânire trupul credinciosului și îl transformă în templul Duhului Sfânt, mărturisește cu gura, cu limba pe care o ia în stăpânire ca să declare: am limba, am tot trupul. Stăpânesc limba, stăpânesc tot trupul. Este ecuația Scripturilor din Iacov. Este botezul cu Duhul Sfânt, care este parte din mărturia providențială. Al doilea ingredient al mărturiei providențiale este ascultarea rugăciunilor. Cum mărturisește Domnul despre noi că suntem ai Lui? Prin ascultarea rugăciunilor. Vă aduc aminte atunci când Cuvântul lui Dumnezeu spune clar că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Omul care fusese vindecat, ologul care fusese vindecat, spune: cum Iisus Hristos în numele lui Dumnezeu a făcut minunea asta și Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Voi spuneți despre omul ăsta că e păcătos. Zice: dă slavă lui Dumnezeu, omul acesta este un păcătos. Cum să fie păcătos dacă l-ascultă Dumnezeu? Și acum ascultați, dragii mei, ce spune în versetele 14 și 15.
Hai că citesc versetul 15 mai întâi ca să, și vă spun de ce. Pentru că există teologii false și mai ales teologia îndumnezeirii, care ne declară pe noi stăpâni peste lucrurile lui Dumnezeu. Este o realitate, dar cu condiție. Știți ce v-am spus dimineață? Să nu credeți că există ceva din Dumnezeu și de la Dumnezeu necondiționat. Toate lucrurile sunt condiționate. Versetul 15 spune așa. Și dacă știm că ne ascultă, orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Și vin aia care dau cu picioarele de pământ, care fac tumbe și care ne spun, ești Dumnezeu, ești îndumnezeit, proclamă, declară, rostește și ia ființă. V-am mai spus că există trei dimensiuni ale cuvântului. Este cuvântul creator, Logos, care este Iisus Hristos. Și numai Dumnezeu are acces la cuvântul creator. Este slova, care sunt poruncile lui Dumnezeu. Este legea lui Dumnezeu bună și desăvârșită, dar care n-a fost acceptată, primită și împlinită de om. Și este rema, care este legea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, care a venit la pachet cu puterea Duhului Sfânt, care să ne ajute să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Slova omoară, dar Duhul dă viață. Slova fără Duh, cuvântul cu Duh se numește rema. Noi nu avem acces la Logos. Noi nu suntem mici dumnezei sau dumnezei în miniatură, care venim și pocnim degetele în stânga și în dreapta și facem cine taie capul în numele lui Dumnezeu. De asta trebuie să citim versetul 14. Pentru că avem îndrăzneală, dar îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, nu după capul nostru, după pretențiile noastre, după impertinențele noastre, după voia Lui ne ascultă. Pentru că suntem stăpâni, fratele păstor Adi citea mai devreme, despre lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Noi suntem stăpâni pe lucrurile pe care ni le dă, nu lucrurile pe care nu ni le dă. Și cum aflăm lucrurile pe care ni le dă? Păi se leagă cercul foarte frumos. Știți că în Romani, în capitolul 8, cuvântul Domnului spune că nu știm cum să ne rugăm. Și Duhul mijlocește cu suspine negrăite pentru sfinți, pentru că Duhul mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Iată de ce, dragii mei, înainte să pocnim degetele și să proclamăm și să declarăm, trebuie să fim siguri că ceea ce cerem sau ceea ce rostim este în voia lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos în Ghețimane a spus, facă-se voia ta, nu voia mea, Domnul Iisus Hristos a spus lucrul acesta din mai multe considerente. În primul rând, a vrut să ne arate sfințenia Lui și dezgustul pe care l-a simțit față de păcatele omenirii. Sfințenia Lui, perfecțiunea Lui s-a revoltat împotriva murdăriei pe care Dumnezeu a acceptat să o toarne în paharul pe care urmea să-l bea până la ultima picătură ca să poată purta pedeapsa și judecata păcatelor noastre în trupul Lui. S-a încărcat cu acele păcate, le-a băut picătură cu picătură, odată cu cuiele, odată cu bicele, odată cu blestemele și cu insultele, odată cu spinii, odată cu rușinea și ocara, odată cu moartea. Dar ceea ce l-a dezgustat pe Domnul Iisus Hristos, ceea ce a provocat repulsie, depărtează dacă este cu putință paharul acesta, a fost păcatul din cupă.
Pentru că mai devreme Domnul spunea, la spălarea picioarelor, știa pentru ce a venit, știa că pentru ceasul acesta a venit. Domnul Iisus n-a fost nici surprins, nici șocat de evenimentele care s-au petrecut la prinderea, condamnarea și răstignirea Lui. Domnul Iisus a dus de bunăvoie acolo, de-aia a trântit, a dat cu ei de pământ înainte să se lase legat și capturat. Pentru ca să le demonstreze că de-ar vrea nu s-ar duce și nu s-ar lăsa dus. Însă, când Domnul Iisus Hristos a spus, facă-se voia ta, nu voia mea, știți că Domnul Iisus Hristos a spus că n-a venit să rostească cuvintele sale, ci cuvintele lui Dumnezeu? Nu vorbește de la El, ci de la Cel care L-a trimis? Și n-a venit să facă voia Lui, ci voia Celui ce L-a trimis. În Ghetsiman ne-a dat un model de ascultare, pentru că Biblia spune că a fost desăvârșit prin lucrurile pe care le-a ascultat. Și a ascultat, a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Atât de ce, frați și surori, niciodată să nu ne permitem să introducem în rugăciunile noastre sau în rostirile noastre ceea ce nu se suprapune voiei lui Dumnezeu, pentru că ne vom face de râs. Am văzut în istorie mulți oameni care au proclamat în stânga și în dreapta, care au rostit în stânga și în dreapta, când au zis, hei, s-a întâmplat cea. Când au zis, sus, s-a dus jos. Care este motivul? Pentru că nu s-au suprapus voii lui Dumnezeu. De asta ni s-a dat Duhul Sfânt, pentru ca să ne călăuzească în voia lui Dumnezeu. Când ești a lui Hristos, umbli cârmuit de Duhul, nu de dorințele și pretențiile tale. Și umbli după lucrurile Duhului, care îi fac lui cinste și onoare, care duc progres împărăției lui Dumnezeu, nu care ne validează pe noi. Dar când suntem în voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă? Cerem lucruri după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu ni le dă, le împlinește și în felul acesta mărturisește că suntem copiii lui prin ascultarea rugăciunilor noastre. Și mai este o mărturie providențială care încă nu s-a întâmplat, pe care urmează ca Dumnezeu să o depună. Este mărturia supremă a lui Dumnezeu pentru aleșii săi. Ascultați! De la versetul 11 la versetul 13. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică. Și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viață veșnică. Dragii mei, ultima mărturie pe care o va depune Dumnezeu pentru noi, parte din mărturia providențială, este în ziua învierii, când va dovedi că suntem ai Lui, pentru că ne vom ridica din țărână, pentru că ne vom ridica din morminte, pentru că la întâia înviere doar credincioșii, doar cei ce-i aparțin lui Hristos vor învia. Cuvântul Domnului spune, fericiți și sfinți sunt cei care au parte de întâia înviere. Și dumneavoastră veți spune, da, dar toți morții vor învia. Știați că învierea nelegiuiților nu se numește înviere în Scripturi. Se numește moartea a doua. Avem întâia înviere și avem moartea a doua. La întâia înviere avem parte de învierea Domnului Iisus Hristos. Și învierea Domnului Iisus Hristos în viețile noastre, pentru că suntem ai Lui și vom fi înviați, va fi suprema validare a apartenenței noastre, spune în Roman capitolul 8, dacă Duhul Celui ce a înviat
pe Iisus Hristos din morți, este în voi, locuiește în voi. Trupurile voastre sunt supuse, morții sunt muritoare, dar Duhul vostru este viu din pricina Duhului celui care locuiește în voi. Va învia și trupurile voastre muritoare. De aceea, frați scumpi, eu nu vă cer să săriți, să plonjați în spectrul acesta al controverselor doctrinare. Dorința pe care o am este să închidem ochii, să închidem urechile, să închidem simțurile, am auzit mai devreme despre lucrul ăsta, să scuturăm prejudecățile pe care le avem și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în inimile noastre după voia Sa. Să acceptăm această voie începând cu imperativele cinzecimii. Fraților, ce să facem? Crezuseră. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Urmează botezul în apă. Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru copiii copiilor voștri și pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Făgăduința aceasta a turnat ce vedeți și auziți. Când Dumnezeu toarnă, nu este un mister lăuntric, nu este un secret. Este o manifestare audibilă și vizibilă. A turnat ce vedeți și auziți. Așa s-a întâmplat la cinzecime, așa s-a întâmplat în casa lui Corneliu, așa s-a întâmplat în Samaria, așa s-a întâmplat cu ucenicii lui Ioan, așa s-a întâmplat în toate ipostazele apostolice nou-testamentale. Așa s-a întâmplat și în viața lui Apollo. Așa s-a întâmplat într-o zi în viața mea. Așa s-a întâmplat în viețile multora dintre dumneavoastră. Și aș dori din toată inima să se întâmple în viața multora în săptămâna care urmează. Mă rog din toată inima pentru lucrul ăsta. Umple, Doamne, biserica Ta cu Duhul Sfânt. Botează cu Duhul Sfânt. Mărturisește prin Duhul Sfânt. Dă daruri bisericii prin Duhul Sfânt. Fă să se vadă roada Duhului Sfânt în viețile noastre. Pentru că tare mă tem că în zilele de astăzi, dacă nu e roadă, nu-s nici daruri și dacă nu-s daruri, n-avem ce rândui, fraților. Am rupt 3 capitole din Scriptură. Cu darurile le-am dat câștig de cauză cesaționiștilor care spun că nu mai sunt. Pe roadă am neglijat-o. Este vorba de neprihănire, de mărturia personală prin neprihănire. Îi veți cunoaște după roadele lor. Și rânduială, rânduim, țipăm în sus și în jos după rânduială și n-avem ce rândui. Că de nu-s daruri, dăm cu biciu, pocnește, dar nu rânduiește nimic. Ei, eu aș vrea ca Domnul să umple biserica de roadă și de daruri. Și pe urmă, nu vă faceți nicio problemă, nu vă speriați. Că de om avea ce rândui, om rândui. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem umplerea Duhului Sfânt în viețile noastre, în familiile noastre și în biserica noastră. Ne rugăm cu toți.